Mulțumim, Oana Bozga Pinte. Aplauze pentru orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor profesor Ovidiu Barteș. Dați-ne voie să mulțumim din nou partenerilor acestui eveniment, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca. Parteneri media, Trinitas TV, Radio Trinitas, TV Astârnăveni, Radio România Cluj, Radio Someș, Cotidianul Făclia, Cluj.com, Clujturism.ro. Mulțumim NEA Garden Center pentru aranjamentul scenei, aceste frumoase mușcate, ce puteau fi admirate și la ferestrele caselor din sat. Le mulțumim tuturor și vă reamintesc că întreaga manifestare poate fi urmărită live pe paginile de Facebook TV Astârnăveni, Tradiții Clujene și Radio Renașterea și le mulțumim tuturor că sunt alături de noi. Vine acum în fața dumneavoastră un artist care poartă în suflet și transpune în cântec dorul țăranului român de pe Valea Țibleșului din județul Bistrița Năsăud. De-a lungul timpului a înregistrat numeroase cântece culese de la bătrânii satului. De asemenea, ne-a obișnuit cu prestigioasele manifestări folclorice și religioase, recunoscute peste tot în țară și am să amintesc doar despre festivalul dedicat tinerilor interpreți, Pană de pe Undar și Valeria Peter Predescu. Haideți să-l primim cu aplauze pe cel care poartă cu mândrie clopul cu vestita pană de păun din Ținutul Năsăudului, Alexandru Pugna! Placă cât la lume, că
cât pe om bun după cuvânt. Cunosc vremea după stat, pe om bun după cântat, pe om bun după la 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 la, pe bogată n-o iubi, la 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 la, iubește una săracă, la 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 la, numai ochii ei să-ți placă, la 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 la. Aici la mine la poartă, la 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 la, două fece mari se ceartă, la 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 la, una-i hâdă dar bogată, la 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 la, alta-i faină dar săracă, la 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 la. Ei, pe care o alegem acum? Cea bogată zice așa, la 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 la, bagea pe mine mă e, la 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 la, îmi dă tata așa să boi, la 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 la, și-o turmă mare de oi, la 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 la. Cea săracă zice așa, la 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 la, bagea pe mine mă e, la 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 la, nu dă bagea ocinii, la 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 la, pântru șase boia tăi, la 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 la. Măi, nu dă bagea gura mea, pântru te dă turma ta. Cea săracă-i cu ocii, la 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 la, cea bogată cu boi, la 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 la, da să rucești boi în bot, la 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 la, bătrânin cu boi cu tot, la 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 la, bogataș cu boi în bot, la 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 la, bătrânin cu boi cu tot, la 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 la. Șetieră cu strună deasă, la 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 la, scot eu pe mândra din casă, la 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 la. Șetieraș cu strună deasă, la 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 la, scot eu pe mândra din casă, la 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 la, scot eu pe mândra în prag, la 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 la, că de nouă dezbeceag, la 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 la. Pare mi să ori să aude, la 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 la, gura mândri poare unde, la 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 la. Pare mi să ori să aude, la 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 la, gura mândri poare unde, la 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 la. Nu să aude, nu m-am pare, la 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 la, că mândra mi-e dragă tare, la 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 la. Mândră la
inima mea, la 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 la, e o vale și-o pântânea, la 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 la. Mândră la inima mea, la 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 la, e o vale și-o pântânea, la 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 la. Valea de dor s-o făcut, la 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 la, fântâna de gândul mult, la 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 la. Ești mândruță până-n prag, la 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 la. Ia-ți voia să nu zac, la 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 la. Hai mândruță până-n prag, la 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 la. Ia-ți voia să nu zac, la 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 la. Și vină la tăietori, la 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 la. Îmi dă gura de trei ori, la 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 la. Îmi dă gura de trei ori, la 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 la. Ia-ți voia să nu mori, la 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 la. Jore la 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 la, pace murgu din ceșore, la 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 la. Să-i pui șaua binișor, să merem un genitor, să merem un genitor, dorule. Murgu trage la popas, la 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 la. Eu asară unia mas, la 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 la. Murgu trage la grăunță, și eu la mea mândruță, și eu la mea mândruță, dorule. Hai murgule să merem, la 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 la. Unie trăbă să noptăm, la 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 la. Sus în dealul târgului, unde-i locul dorului, unde-i locul dorului, dorule. Acolo mândrania-șteaptă, la 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 la. Cu dorul afară-n poartă, la 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 la. Stă mândruța sângurea, cu dorul și dragostea, cu dorul și dragostea, dorule. Când la mândra am ajuns, la 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 la. Murgul la grăunță-i pus, la 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 la. Murgul mâncă la grăunță, eu îs cu a mea mândruță, eu îs cu a mea mândruță, dorule. Până dimineața vine, la mândoi ne mere bine, la mândoi ne mere bine, dorule. Este o mare bucurie pentru mine să fiu în această seară părtaș la această sărbătoare în care cu toții, iată, marcăm cei 20 de ani de când ne bucurăm de existența acestui post de radio minunat care timp de 24 de ore din 24 de ore ne oferă emisiuni extraordinare. Radio Renașterea este postul de radio care este al sufletului românesc pentru că emisiunile extrem de inspirate de la acest post de radio, ne pun în contact, în primul rând, cu învățătura noastră drept măritoare, dar în al doilea rând și cu valorile spirituale acestui popor, pentru că avem la Radio Renașterea, pe lângă emisiunile de religie, transmisiile în direct de la Sfintele Liturghii și emisiuni de cultură. Și pentru acest lucru vreau să îi felicit pe toți cei ce au condus, ce au coordonat de-a lungul celor 20 de ani acest post de radio, pentru că emisiunile culturale întotdeauna și-au găsit un loc aparte și este extrem de important că și folclorul românesc are un spațiu generos.
folclorul nu este altceva decât sufletul poporului care împreună cu credința noastră drept măritoare și limba noastră cea străbună au ținut aprinsă flacăra spiritului românesc. Au fost, dacă vreți, coloana vertebrală a neamului nostru. Îi felicit pe toți cei ce lucrează acolo, pe toți cei care susțin acest post de radio pe care personal îl ascult cu mult drag și sigur mă bucur că iată se împletește extraordinar această sărbătoare și cu marcarea anului dedicat satului românesc de către biserica noastră drept măritoare, Biserica Ortodoxă. Ce poate fi mai frumos decât să ne bucurăm cu valorile spirituale născute în sânul acestui popor din care facem parte, un popor binecuvântat de Dumnezeu și lăsat aici, răstignit parcă pe crucea istoriei între mari imperii, dar care, prin credință și prin jertfă, și-a păstrat identitatea. Minunat! Mulțumim, Alexandru Pugna, mulțumim pentru cântecele de acolo din Țara Năsăudului și, desigur, pentru cuvintele alese și deosebite. Mulțumim încă o dată. Următoarea interpretă poartă în suflet dragostea față de țară și dragostea față de sat. De foarte multe ori mărturisește că atunci când merge acasă, în satul ei natal, în Bucium, sărută pământul din respect pentru cei care au trudit și s-au jertfit pentru pământul românesc. Deși niciodată n-a visat că o să devină artistă, iată că ne bucură de atâția ani cu cântece din minunată zonă a Sălajului. Sava Negrean Brudașcu, alături de profesorul Ioan Berci. Dragii mei spectatori, după cele spuse și cântate atât de frumos în această seară în fața dumneavoastră, nu pot să zic decât Hristos a înviat! E cându-i județul nostru, așa nuntă n-o mai fost. Și că sunt oameni de treabă, tăți-o vinit să ne vadă. Sănătoasă. Ulița noastră-i cu var, nănașu-i ca șom păhar. Ulița noastră-i cu tine, nănașe-i ca și-o lumină. Ai frumoasă-i nănașe, ciceroche, ghipăie, până nănașe s-a-ncinge, eu cu nănașul mă-i strânge, mă! La 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 la
vechi cântec de nuntă din țara Sălajului. Vă mulțumesc foarte mult! Yo!
fi ce-a fost frumos lume, rupia mea! Îi alese Dumnezeu să ierte păcatul meu lume. Că-i alese Dumnezeu să ierte păcatul meu și-a tău. Binecuvintează și iartă, Părinte. Dragii mei, suflete de bun român. De ești bogat sau ești sărac, de ți-e ușor sau ți-este greu, să nu uiți în veci, române, să crezi mereu în Dumnezeu. Că Dumnezeu cel bun și sfânt ne-a dăruit acest pământ. România-i țara mea, Doamne, ai grijă de ea. Oriunde m-aș duce în lume, știu că-mi va fi foarte greu, dar voi merge înainte cu credință în Dumnezeu. Și într-o zi mă voi întoarce acasă, la neamul meu. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Săracă țară bogată, iar trăiești tot supărată. Doamne, ocrotește-i pe români. Ține-i, Doamne-n paza ta, ori și unde s-ar afla. Doamne, ocrotește-i pe români, că s-au dus în țări străine să trimită la prunci pâine. Doamne, ocrotește-i pe români. Dumnezeu ne-om ruga, Dumnezeu se va îndura. Doamne, ocrotește-i pe români, să fie mai bine în țară, să se întoarcă acasă iar. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, mai întoarce roata, schimbă soara ta. Doamne, ocrotește-i pe români. Amin.
Sunteți oameni minunați și români adevărați. Doamne ajută! Mulțumim doamnei Sava Negrean Brudașcu, mulțumim domnului profesor Ioan Berci. Nu căuta să ai succes, caută să ai valoare, este crezul următorului invitat, care consideră că a urca pe scenă înseamnă a-ți înălța sufletul, a te ridica deasupra ta. Cunoașterea tezaurul folcloric, păstrarea și transmiterea lui este o datorie a noastră pentru a păstra vie cultura neamului nostru. Glasul său frumos, ținuta deosebită, grija cu care caută să-și alcătuiască un repertoriu și nu în ultimul rând seriozitatea, au făcut ca Ionuț Fulea să ajungă rapid între preferații publicului. Să-l primim cu aplauze pe Ionuț Fulea! Hop, 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 hop! Dragă-mi de tine, lele, dragă-mi de gura ta, vin acasă-mi fi băcița mândră, draga mea. Dragă-mi de tine, lele, dragă-mi de gura ta, vin acasă-mi fi băcița mândră, draga mea. De dorul tău, mândră mor și eu, mor Marie de-al tău dor, că nu mi-e ușor. Ho, 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 ho! Vine, dragă Măriuță, vine mândră, draga mea, vine mândră sus pe munte să-mi dai gura ta. Vine, dragă Măriuță, vine mândră, draga mea, vine mândră sus pe munte să-mi dai gura ta. Că de dorul tău, mândră mor și eu, mor Marie de-al tău dor, că nu mi-e ușor. Nu ne trebuie lănaș, nici popă să ne cunune, numai noi pe lume. Sus pe munte, pe imași, nu ne trebuie lănaș, nici popă să ne cunune, numai noi pe lume. Că de dorul tău, mândră mor și eu, mor Marie de-al tău dor, că nu mi-e ușor. Că de dorul tău, mândră mor și eu, mor Marie de-al tău dor, că nu mi-e ușor. Eu
doruțul n-am aflat. Strigă dorul drag, fuge dorul ca gândul și dragostea ca vânătul. Dorul lui în frunzuța omului e ca turma rătăcesc și doruțul nu-l găsesc. E ca turma firai dorul învârtit,
te-ai pus așa de bine, hai că veni mândra la mine. Mulțumesc! Mulțumesc, maestre, mulțumesc, orchestra! Mulțumesc! Mulțumesc! Și a fost o onoare pentru mine și este o onoare pentru mine să fiu părtaș la acest important eveniment în viața noastră. Este important pentru că, iată, ne reîntoarcem, de fapt, la noi acasă. Când spunem că ne întoarcem la tradiție, de fapt, ne întoarcem la noi, nu facem altceva. Ne întoarcem sau ne reîntoarcem, cred că de fiecare dată, la identitatea noastră. Și mă bucur că astăzi, prin cântecele mele, am reușit să vă aduc și eu puțin acolo, acasă, în satul românesc, de unde am plecat și ați plecat și dumneavoastră. Mă bucur. Vă iubesc și vă prețuiesc. Mulțumesc, maestre! Mulțumim Ionuț Fulea, mulțumim și orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, dirijor profesor Ovidiu Barteș. Și dacă am deschis întâlnirea noastră cu ansamblul tradițional Icoane, cu cântece din Maramureș, iată că spre final ajungem tot în Maramureș.
Anul acesta, care coincide cu anul omagial al satului românesc, este unul deosebit de important pentru ansamblul folcloric național Transilvania din Baia Mare, deoarece am plinit 60 de ani de activitate neîntreruptă. Ceea ce merită să remarcăm la acest colectiv artistic este extraordinara pasiune și putere de muncă. Astfel că toate spectacolele oferite de acești profesioniști sunt adevărate repere culturale, precum este și cel de astăzi. Și putem spune, fără să greșim, că ansamblul folcloric național Transilvania este unul dintre cei mai convingători promotori ai culturii tradiționale românești. Și o să vă mai prezentăm doar un aspect ce atestă valoarea acestui ansamblu, și anume corpul de balet, dansatorii ansamblului național Transilvania, pe lângă numeroasele colaborări pe care le au cu televiziunea română, au performat în deschiderea seriei de concerte pe care cunoscutul violonist și dirijor Andrei Riu le-a susținut în țara noastră. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul național Transilvania din Baia Mare, coregraf Emil Miheț, director Iuliana Maria Dăncuș, vom urmări pentru început o suită instrumentală cu orchestra ansamblului, dirijat de Eduard Albina. Astăzi, conducerea muzicală este semnată de Fabian Ghișe. Să-i primim cu aplauze! Orchestra ansamblului național Transilvania din Baia Mare, astăzi conducerea muzicală este semnată de Fabian Ghișe.
Este un lucru mai rar ca în aceeași seară, pe aceeași scenă, să fie două orchestre profesioniste. Orchestra Cununa Transilvană, dirijor profesor Ovidiu Barteș, și Orchestra Ansamblului Național Transilvania din Baia Mare. Vă spuneam că, da, haideți să-i aplaudăm! Vă spuneam mai devreme că acest ansamblu, în luna martie, la final, a aniversat 60 de ani de la înființare. Să știți că pe aceste două orchestre le leagă o prietenie deosebită. Maestrul Ovidiu Barteș a fost dirijor an bun la Orchestra Ansamblului Național Transilvania din Baia Mare. Și pentru momentul următor, doresc să îl invit în scenă pe coreograful ansamblului, domnul Emil Miheț. Bună seara și Hristos a înviat! Aș dori să ofer în semn de apreciere o plachetă aniversară la cei 60 de ani de activitate a Ansamblului Folcloric Național Transilvania maestrului Ovidiu Barteș. În semn de prețuire pentru faptul că ne-ați dirijat orchestra și ați fost un extraordinar colaborator al ansamblului. Da, bună seara. Am avut o perioadă destul de lungă, când am fost, de fapt am fost în două etape, dirijorul orchestrei Transilvania din Baia Mare, și consider că am pus și eu umărul la ajustarea orchestrei, la devenirea ei ceea ce este astăzi. Totuși la Cluj mi-a plăcut mai mult pentru că sunt acasă și am renunțat la Baia Mare, dar am rămas aici. Mulțumesc! Mulțumim! Iată un moment de adevărată prietenie, le mulțumim și să știți că ne-au pregătit momente deosebite în continuare, obiceiuri și jocuri de acolo din Maramureș, însă aș vrea să vă spun despre interpreta care va veni în minutele următoare în scenă alături de corpul de balet. A cântat alături de toți interpreții valoroși ai folclorului românesc, a dus numele acesta frumos și sfânt al țării noastre până la capătul lumii și înapoi și a dăruit întreaga viață scenei, iar publicul a recompensat-o mereu cu aplauze, așa cum o să faceți și dumneavoastră. Spune că rugăciunea pe care o are cel mai aproape de suflet este următoarea. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat mai mult decât am sperat. Este vorba, desigur, despre doamna Angela Buciu, alături de corpul de balet care ne va prezenta Botejunea în Maramureș. Să mai fac altul
și apoi hai apoi eu, mami. Dar nu răsări numai pe țâbleș ori pe tău, ci răsai pe capul și trupșorul coconului meu. Și din cap până-n picioare să strălucea ca chinie, mândru soare. Și din cap până-n picioare să strălucea ca chinie, mândru soare. Eu, ți-am adus o trăistuță cu jucării, nu-i goală, să-ți pui în iert merinde la școală, să crești mare și să ai noroc, pui, pui, domnului. Eu, ți-am adus o țăruză și o carte, de ele în viață să ai parte. Eu, ți-am adus un fluier să horești, să nu uiți horile noastre strămoșe. Nu-i orice grași, să ne mergem. Ca să vezi ce-ți-l-i.
Кулька кепуют никут, сквала темришурут. Кулька кешите абуа, пына dale băzua. Abua, bua, bua, abua, țucul mama, țucul mama. E cam greu coconul ăsta. De acum. Stimații și iubiții noștri spectatori, suntem bucuroși să ne aflăm astăzi, într-o zi specială, la Cluj, unde am venit cu mult drag, după cum vedeți, cu orchestra ansamblului și trupa de dansatori, încercând să pătrundem la sufletul dumneavoastră prin tot ceea ce am făcut o viață întreagă, prin tot, pentru că noi ne-am pus cei mai frumoși ani în slujba acestui ideal, care este arta. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și să vă dea Dumnezeu multă sănătate și, dacă o fi bine în lume, să ne mai întâlnim. Doamne ajută! Bănuiesc.
iară mă socotesc. Dar de ce să-mi bănuiesc că dacă-mi trec zilele, îmi rămân cântările ce le-am cântat cu mult dor, pe plăcerea tuturor, pe plăcerea tuturor, eu le-am horit cu mult dor. Păi nu mai e mai zi, nu, că cine n-are, nu mă-ndure, zi, că-și trăie în lume ușor, că-și trăie în lume ușor. Zi-i-i-i-i-i-i-i-i, guriță mândră și doi lui măi-măi. Da, hei, tu, mama, mireasă. Și în fundul grădinii și te roagă către soare ca o fată călătoare. Zi-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 i, guriță mândră și doi lui măi-măi. Hai lui-lui-lui și-a dorul lui, norocul la vremea lui, că-i mireasă și doi lui măi-măi. Dar mireasă ia mună inche, zi-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 nu. Zi numai măi, dacă cărările ți-s oprite, numai treți-s zgrădiche. Zi-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 nu. Zi numai e măi, dar la fântână, după apă, în grădină, după ceapă și la mamă, câteodată. Să mândră și doi lui măi-măi. O cântă toată lumea. Este rampa mea de lansare. Și atunci îmi pun întrebarea, eu de ce nu? Mociriță cu trifoi măi, mociriță cu trifoi, mupețit la maica doi măi, mupețit la maica doi. Thank you.
după gel frumos m-ar duce, că are guriță dulce, că are guriță dulce. După cel frumos aș mere, că are gură, iere. Mureșul răsună, da-da-da-ra-da-ra-da, e șoc și e voie bună, da-da-da-ra-da-ra-da. Sună sirii sau ară, răsună vișauăle. Sună sirii sau ară, răsună vișauăle. Sună mara izamu, da-da-da-ra-da-ra-da, stat mara mureșul mai, da-da-da-ra-da-ra-da. Stânără pe lume, da-da-da-ra-da-ra-da, că e mor băga-n pământ, și-acolo musai să cânt. Că e mor băga-n pământ, și-acolo musai să cânt. Pământ dacă mor pune, da-da-da-ra-da-ra-da, te-ai fac eu minune, da-da-da-ra-da-ra-da, și-ai vorit e dor de lume, da-da-da-ra-da-ra-da, și-apoi lasă puie-n lume, da-da-da-ra-da-ra-da.
iată și la nuntă în țara Oașului. Se spune că podoaba cu care mireasa este împodobită, ceea ce ați văzut că purta pe cap, poate să ajungă până la 5 kg. Momente deosebite v-au pregătit și în continuare, vor pregăti și un alt dans, dar avem și alți tineri. În momentele următoare vor veni în fața dumneavoastră alți doi interpreți din aceeași zonă a țării, Maramureș. Primul, un tânăr interpret, laureat al concursului Moștenitorii, realizat de Televiziunea Română, dar și deținător al altor premii importante. Un tânăr care s-a lansat în cadrul ansamblului Național Transilvania, a crescut frumos și reprezintă cu cinste cântecul maramureșean. Cealaltă tânără este din zona Lăpușului, pe care o reprezintă cu cinste, este studentă la Facultatea de Etnologie. Ceea ce este foarte special la ea este faptul că a învățat să cânte cu noduri. Nu a învățat-o nimeni, pur și simplu i-a ascultat pe rapsozii din zonă, i-a plăcut și a încercat și i-a reușit. Așa că a câștigat trofeu după trofeu. Să și spunem cine sunt acești tineri, este vorba despre Andreea Ghețiu și Ionuț Sima. Crește floarea dorului, la 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 la. Mă rog mă dimineața, nu culege mădruța, la 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 la. Când codrul la izvor și bagă culege dor, la 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 la. Baga cu lege dor, la 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 la. Până și la stâmpăra, cu gura de la mândra, la 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 la. Codrule, tu bine știi, eram cu mândra copii, la 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 la. Codrule, tu bine știi, eram cu mândra copii, la 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 la. În poiană după paci, și de-atunci ne suntem dragi, la 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 la. În poiană după paci, și de-atunci ne suntem dragi, la 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 la. Și pe mine superați, măi!
mândra prin ocol. La-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Pe vecină să nu scol. La-i-la-la-la-la-la-la-la-la. În o gradă pe sub lung. La-la-la-la-la-mă. Să nu o vadă când mă duc. La-la-la-la-la-mă. O gradă pe sub nucăi. Hai, hai. Dar să nu vadă când mă duc, băi. Doamne, unde dai noroc? Hai, la, 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 la. La vecin să le faci loc. Hai, la, 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 la. Norocul și binele. La, 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 mă. La tăche vecinele, la-la-la-la-măi. Când ieși la mândra, la-la-la-la-măi. Ca noua scutura, la-la-la-la-măi. Da, inima-n mine nu-i bună. Dacă apa mă de mă trăgună, dacă apa mă de dragona, că ai legată cu lanțuri, măi, că și-i cuprinsă de doruri, măi, dar și-i cuprinsă de doruri, măi. Le cuprinsă-i de dorurile, da, cuprinsă-i de dorurile, nu cine-așa afla, măi, da să-mi dezlăjă inima, măi, dacă t-ar cere atât, i-aș da, măi.
după el noi mere, la 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 la. Măi bătiță, stig e greu, la 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 la. Trută si să nu te știu, la 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 la. Măi bătiță, stig e greu, la 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 la. Trută si să nu te știu, la 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 la.
Le merită din plin aplauzele dumneavoastră, merită recunoștința noastră, Ansamblul Național Transilvania din Baia Mare, coregraf Emil Miheț, director Iuliana Maria Dencuș, dirijor Eduard Albina. Aplauze și pentru orchestra ansamblului, conducerea muzicală, Fabian Ghișe astăzi. Iată-ne, am urmărit un dans din țara Chioarului. Vă spuneam că în alt preasfinția sa, Părintele Mitropolit, este originar din Maramureș. Am adus Maramureșul la Cluj, iar ansamblul Transilvania din Baia Mare, pentru respectul pe care îl poartă în alt preasfinției sale, doresc să-i ofere o plachetă aniversară. Așadar, îl invit în scenă pe înalt preasfințitul părinte Andrei, dar și pe coregraful Emil Miheț. Din partea Ansamblului Folcloric Național Transilvania, la cei 60 de ani de activitate, vă oferim o plachetă omagială. Noi vă felicităm de la pământ până la cer pe toți artiștii care ne-ați bucurat sufletește în seara aceasta. În sufletul meu se suprapun toate zonele mitropoliei noastre. Pomenea domnul Grigore Sâmboan că de obârșie sunt din actualul Maramureș. În istorie, satul meu, care ține de Țara Codrului, Oarța de Sus, a făcut parte și din județul Sălaj. Așa că mi dragă toată mitropolia noastră, iar activitatea preoțească mi-am început-o aici, în județul Cluj, prima dată fiind 7 ani preot la Turda. De-abia apoi am ajuns la Alba Iulia, după ce am fost preot, apoi am fost arhiepiscop acolo și în timpul acesta pe mulți dintre artiștii noștri consacrați i-am întâlnit într-un moment sau în altul, pentru că muzica noastră populară, jocurile, tradițiile noastre sunt rupte din credința noastră. Și nu se poate, dacă ai cât de cât un pic de sensibilitate sufletească, să nu freamăți atunci când este vorba de cântecul popular, de jocul popular. Zice o strofă din una dintre cântările, nu s-a nimerit în seara aceasta, dar s-a nimerit de altă dată. Când mă apropiu de al meu sat, cunosc câinii pe lătrat, oamenii pe cuvântat, pe maica după oftat. Unii dintre artiștii care s-au perindat, n-aș vrea să-i pomenesc numai pe unii și să îi nedreptățesc pe alții, dar nu pot să nu-i pomenesc totuși. De pildă, doamna Angela Buciu ne mângâia sufletul pe când eram la liceu. Iar pe domnul Ionuț Fulea, la vremea potrivită l-am cununat. Doamna Sava Negreanu Brudașcu, cât am fost arhiepiscop la Alba Iulia, în multe rânduri ne-a răspuns la invitațiile noastre și suflul ei, plin de dragoste față de România, l-a transmis peste tot. Știți că sunt zone în județul Mureș unde lucrul acesta trebuie făcut cu putere. Nu că nu trebuie făcut și aici, în capitala Transilvaniei, la Cluj. Și lucrul acesta l-ați făcut dumneavoastră în seara aceasta. Pentru că, încă o dată, repetăm, s-a spus de mai multe ori, s-au suprapus două evenimente pe care le-am aniversat.
radioul nostru are 20 de ani de la înființare, de atunci de când l-a înființat vrednicul de pomenire, mitropolit Bartolomeu Anania. Și ascultătorii noștri din Cluj, din județul Bistrița Năsăud, dar și în jumătate de Maramureș se aude și și în Sălaj, știu bine câtă misiune pozitivă face acest post de radio, pentru că pe lângă slujbe, pe lângă predici, sunt și emisiuni culturale, e și muzică populară, e tot ceea ce trebuie. Și atunci, 20 de ani, nu sunt puțini, Sfântul Pavel zice în epistola către Romani, credința e din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, prin radioul nostru, transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, în același timp, celălalt eveniment care a fost fixat de Sfântul Sinod, anul acesta este dedicat satului românesc. Și de ce este dedicat? Preafericitul ne-a propus nouă sinodalilor ca să fim de acord cu lucrul acesta, observând că foarte multe dintre satele noastre îmbătrânesc și pierd. Tare m-am bucurat că am văzut și maramureșeni și oșeni tineri aici pe scenă în seara aceasta. Și ziceam la început, n-aș vrea să mă repet, ne doare sufletul de cei mulți care au plecat, aproape 5 milioane de tineri români care lucrează pe toate meridianele globului acestuia. Tare am vrea să vină înapoi acasă, să se întărească țara sau măcar să nu mai plece mulți din țara noastră. Oricum, pe cei doi dirijori îi felicităm din tot sufletul și, vedeți, n-am venit pregătiți, dar de altă dată ne mai întâlnim. Gândul nostru este că la momentul potrivit am îndorura să le oferim Crucea Transilvană, cea mai mare distincție a mitropoliei noastre. Da. Dumneavoastră, tuturor artiștilor noștri, și prezentatorilor noștri, vă mulțumim să dea Dumnezeu ca de dragoste față de credință, față de tradiția noastră, față de țara noastră, să se aprinde sufletele unul de la altul, așa cum se aprinde lumina din lumină. Hristos a înviat! Mulțumim în al prezenția voastră pentru aceste cuvinte. Iată, dragi ascultători, întâlnirea noastră prilejuită de anul omagial al satului românesc și împlinirii a 20 de ani de la înființarea Radio Renașterea a ajuns la final. La mulți ani, Radio Renașterea! La mulți ani, satul românesc! Și la mulți ani tuturor celor care astăzi v-ați sărbătorit onomastica de Sfinți Împărați Constantin și Elena. În numele organizatorilor, Mitropolia Clujului, Radio Renașterea, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, mulțumim tuturor celor care au evoluat pe scenă, mulțumim partenerilor acestui eveniment, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, domnului director Flavius Milășan și întregului colectiv de aici, partenerilor media, Trinitas TV, Radio Trinitas, TV Astârnăveni, Radio România Cluj, Radio Someș, Cotidianul Făclia, Cluj.com și Clujturism.ro. Mulțumim Nea Garden Center pentru aranjamentul scenei. Noi suntem Diana Găucă și Grigore Sâmboan. Vă mulțumim dumneavoastră că iată ne-ați însoțit în călătoria noastră în satul românesc, prin intermediul cântecului, a tradițiilor și obiceiurilor. Să aveți o seară și o noapte frumoasă. Doamne ajută!